Bună seara, stimați colegi, stimați membri ai Guvernului, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre în regim de urgență să ne convocăm în ședință de Guvern. Avem mai multe subiecte astăzi de discutat și de luat decizii conform agendei. Sunt și subiecte de ce țin de cadre, sunt și subiecte ce țin de plățile sociale, sunt și subiecte care țin de plățile pentru personalul medical care a fost afectat de COVID-19. Avem o agendă încărcată, dar este și o decizie foarte importantă ce ține de gestionarea pandemiei în Republica Moldova. Stimați colegi, rog respectuos să procedem la treabă. Suntem deja într-o oră nu foarte matinală. Așadar, primul subiect în agenda de astăzi e cu privire la cadre. Și am să-l rog pe domnul secretar general al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Eugen Revenco, să vină cu propunerile la acest subiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, am onoarea de a prezenta spre atenția dumneavoastră un număr de propuneri pentru numire a unor ambasadori prin cumul. Și anume, în temeiul articolului 86, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10, alineatul 6 din legea cu privire la serviciul diplomatic, se prezintă pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind numirea ambasadorilor prin cumul. 1. Domnul Victor Țvircun, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în statul Qatar, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în statul Oman și în statul Kuwait, prin cumul cu reședințe la Doha. Numirea domnului Oleg Țulea, ambasador extraordinar... Domnul secretar general, haideți pe fiecare ambasador în parte. Deci este vorba de ambasadorii care deja sunt în funcție și care îi propunem să-i numim prin cumul în statele învecinate, lucru care este absolut necesar, inclusiv din perspectiva consolidării dialogului cu statele respective, inclusiv, iarăși repet, din perspectiva facilitării negocierilor cu companiile farmaceutice din statele respective, producătoare de vaccinuri. În cazul domnului Victor Țvircun, nu știu dacă în Sultanatul Oman și în statul Kuwait există astfel de companii producătoare, dar cel puțin îi va dezlega în mod oficial mâinile pentru a iniția negocieri din punct de vedere a beneficierii unor donații din partea guvernelor statelor respective. Stimați colegi, cine este pentru numirea domnului Victor Țvircun, ambasadorul nostru în statul Qatar, inclusiv prin cumul în Sultanatul Oman și în statul Kuwait, rog respectuos să accepte dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul Revenco, vă rog în continuare. În continuare, Ministerul propune numirea domnului Oleg Țulea, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Ungaria, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, în Republica Croația și în Republica Slovenia, prin cumul cu reședința la Budapesta. Stimați colegi, cine este pentru alocarea cumulului ambasadorului nostru în Ungaria, Oleg Țulea, rog respectuos, acceptă domnilor voastre. Vă mulțumesc. Domnul Revenco, în continuare. Următorul este propunerea vizează numirea doamnei Violeta Agrici, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Algeriană Democratică și Populară, prin cumul cu reședință la Madrid. Stimați colegi, cine este pentru? Vă mulțumesc. În continuare, se propune numirea domnului Dmitri Croitor, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia,
în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Libaneză și în Republica Arabă Egipt, prin cumul cu reședința la Ankara. Stimați colegi, rog respectuos votul dumneavoastră. Mulțumesc. În continuare. Se propune numirea domnului Victor Haruță, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Arabiei Saudite, prin cumul cu reședință la Abu Dhabi. Cine e pentru numirea domnului Haruță prin cumul în Regatul Arabiei Saudite? Vă mulțumesc. Domnul Revencu, în continuare. Se propune numirea domnului Alexandru Codreanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, prin cumul, cu reședință la Praga. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea acestei decizii, rog respectuos votul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Se propune numirea domnului Anatolie Urecheanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova pe lângă Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta și reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, FAO, Adunarea Parlamentară a Mediteranei, APM, Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, cunoscut ca FIDA, prin cumul cu reședință la Roma. Stimați colegi, mă rog respectuos să-i acordăm și ambasadorul nostru la Roma, Anatolie Urecheanu, acest cumul în, inclusiv în organizațiile internaționale importante pentru noi. Rog respectuos votul domnilor voastre. Vă mulțumesc. În continuare, se propune numirea domnului Anatolie Urecheanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica San Marino și în Republica Malta, prin cumul cu reședința la Roma. Ambasadorul nostru deja e domnul Anatolie Urecheanu, dublu nominalizat astăzi la ședința guvernului. Stimați colegi, cine e pentru această decizie, rog respectuos votul domnilor voastre. Vă mulțumesc. În continuare. În continuare se propune numirea domnului Eugen Caras, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane, prin cumul cu reședință la Washington. Stimați colegi, rog respectuos votul domnilor voastre. Vă mulțumesc. Și în sfârșit se propune numirea domnului Anatol Cebuc, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia de Nord și în Republica Albania, prin cumul cu reședința la Sofia, astfel înaintând președintelui Republicii Moldova proiecte decretelor respective. Stimați colegi, și în acest caz rog respectuos acceptul domnilor voastre pentru această decizie. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc, domnule secretar general Eugen Revencu. După cum vedeți, prin deciziile respective, noi extindem geografia acoperită de diplomația Republicii Moldova. Lucru, după mine, foarte important, lucru care va conduce la o consolidare a dialogului bilateral cu statele în care tocmai am numit prin cumul ambasadorii noștri care deja de mult timp se află în misiune în statele de reședință, ori de acum încolo, odată cu semnarea decretului președintelui Republicii Moldova, vor avea o sarcină mai extinsă de dialog cu țările prin care tocmai au fost confirmați prin cumul. Vă mulțumesc, domnul Revencu. Stimate domnule ministru Ion Perjo, vă rog respectuos următorul punct din agenda cu privire la cadre.
Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. În temeiul articolului 7, litera I din legea cu privire la Guvern și al articolului 6, alineatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea doamnei Valentina Țapiș în funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din data de 1 aprilie curent. Stimați colegi, doamna Țapiș are o vastă experiență în serviciul public, deținând mai multe funcții manageriale, preponderent pe segmentele aferente mediului. Ne exprimăm convingerea că cunoștințele și abilitățile doamnei, cunoștințe profesionale, vor permite consolidarea instituției ministeriale, dar și realizarea dezideratelor pe filiera protecției mediului. În contextul celor menționate, rog susținerea Guvernului pentru candidatura propusă. Vă mulțumesc! Stimați colegi, dacă aveți întrebări, comentarii, obiecții, dacă nu, rog respectuos să aprobăm candidatura înaintată de domnul ministru Ion Perju. Vă mulțumesc, îi urăm succes doamnei Valentina Țapeș în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și domnul ministru Perju, vă felicităm cu achiziția unui nou coleg în conducerea Ministerului. Sper ca eficiența pe domeniul de responsabilitate a doamnei Țapeș să fie maximă în perioada aceasta dificilă. Stimați colegi, permiteți-mi să dau citirii propunerea din partea deja a mea, iarăși în temeiul articolului 7, litera I din legea cu privire la guvern, al articolului 6, alineatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 9 din regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Cancelarei de Stat, propun numirea doamnei Liliana Iacone în funcția de secretar general al Guvernului din data de 1 aprilie 2021. O cunoașteți pe toții pe doamna Liliana Iacone, este secretar general al Guvernului. Dumneaei, după în urma demisiei prim-ministrului Ion Chicu, urma să se retragă și dânsa, însă în urma rugămințelor formulate la adresa ei, a decis să rămână să continue această activitate până pe 31 martie și iată că mâine expiră perioada în care convenisem cu doamna Iacone să continue activitatea în cadrul Cancelarei de Stat și acum cu recunoștință pentru că a acceptat să-și extindă mandatul, rog respectuos acceptă domniilor voastre pentru această decizie. Vă mulțumesc! Trecem la următorul punct din agenda ședinței de astăzi. Doamna Tatiana Zatic, rog respectuos să veniți cu prezentarea punctului 2 din agenda. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind modificarea anexelor numărul 3 și numărul 5 la regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modificarea de modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. Proiectul hotărârii de guvern a fost elaborat în scopul actualizării coeficienților cumulativi de indexare a pensiilor, precum și specificarea coeficienților de valorizare a venitului asigurat pentru anul 2020, care vor fi luați în considerare la calcularea pensiilor începând cu 1 aprilie 2021. Ori, potrivit prevederilor legislației cu privire la pensionare, coeficienții cumulativ de indexare și coeficienții de valorizare se aprobă în fiecare an la 1 aprilie. Totodată menționăm că implementarea proiectului hotărârii de guvern se va efectua în baza mijloacelor financiare stabilite alocate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021. Pentru anul 2021 se stabilește, avem salariul mediu pe economie 8107,5 lei, creștere cu 10,2% și coeficientul de valorizare se stabilește 1,0. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului prezentat. Acestui proiect de hotărâre de guvern. Vă mulțumesc! Doamna secretar de stat, Tatiana Zătic, rog respectuos următorul punct al agendei.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 378 de 2018 pentru aprobarea regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii. Proiectul a fost elaborat în scopul implementării punctului 8 și 9 din hotărârea Guvernului numărul 378 din 2018, care prevede indexarea anuală la 1 aprilie a indemnizațiilor zilnice, reieșind din creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent. Dacă din calcul rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în creștere. Majorările au fost calculate în raport cu indicele prețurilor de consum pentru anul precedent, 2020, care a constituit 3,8%. Proiectul dat urmărește indexarea indemnizației zilnice pentru copii plasați în serviciile de asistență parentală profesională, casă de copii de tip familial, tutelă-curatelă, casă comunitară pentru copii în situații de risc și centru de plasament pentru copii separați de părinți. Astfel, acestea vor constitui în zilele obișnuite de la 12 la 13 lei, în ziua de naștere a copilului de la 108 lei la 113 lei, în zilele de sărbătoare de la 77 lei la 80 lei. Prevederile prezentului proiect de hotărâre vor intra în vigoare la data din 1 aprilie 2021. Cheltuielile necesare pentru implementarea acestor modificări legate de indexare constituie 11.897.000 lei. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului prezentat. Stimată doamnă secretar de stat, Tatiana Zătic, cifrele care le-ați anunțat dumneavoastră se referă la indemnizațiile zilnice, adică per zi. Per zi, atunci când este vorba de zile obișnuite și deja pentru zile de naștere și zile de sărbătoare. Asta e foarte important ca să fie clar. Deci este vorba de indemnizația pe zi a copiilor respectivi. Stimați colegi, dacă nu sunt obiecții, comentarii, rog respectuos votul domniilor voastre pentru această hotărâre de guvern. Vă mulțumesc! Stimată doamnă secretar de stat Tatiana Ivanichkina, rog prezentarea următorului punct al agendei de astăzi. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, să prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul a fost elaborat într-o executare a prevederilor articolului 6, aliniatul 1, litera A și articolului 6 prim din legea numărul 69 din anul 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică, precum și într-o susținere neîntârziată a angajaților din instituțiile medicale. Astfel se propune alocarea sumei totale de 56.160.000 lei din fondul de intervenție al Guvernului pentru acordarea indemnizațiilor unice în sumă de 16.000 lei pentru 3.510 persoane, toți angajați din domeniul medical care au contractat infecția COVID-19. Din suma totală de 56.160.000 lei, cele mai mari sume sunt destinate pentru Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 22,9 milioane lei pentru 1431 de persoane, Consiliul Municipal Chișinău 8,2 milioane lei pentru 559 de persoane, Comitetul Executiv UTAGA-Găuzia 1,6 milioane lei pentru 99 de persoane, restul fiind distribuit în sume mai mici pentru alte autorități. Reieșind din importanța acestui proiect, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimată doamnă Ivanichkina. Deci, după cum vedeți, din fondul de intervenție a Guvernului, totuși ne onorăm obligațiunea față de medicii care au contactat cu virusul COVID-19. Deși este un efort financiar substanțial pentru Guvernul interimar al Republicii Moldova, suma de 56.160.000 de lei, totuși am decis să-l defalcăm pentru onorarea acestui angajament față de cadrele medicale din Republica Moldova. Stimați colegi, rog respectuos votul dumneavoastră pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern. Vă mulțumesc!
Stimate domnule ministru Pavel Voicu, rog respectuos următorul punct din agenda. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetare Fiscale numărul 181 din 2014, regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 862 din 2015, precum și în conformitate cu procesul verbal numărul 12-53-66-22-13 din 25 martie 2021 al ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale Republicii Moldova. Scopul acestuia constă în alocarea autorităților administrației publice locale din fondul de investiție al Guvernului, a sumei de 5.871.000 lei pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Urmare situațiilor excepționale produse pe parcursul anului 2020, ploi torențiale, ploi torențiale cu vânt puternic și ploi torențiale cu grindină au fost afectate grav starea drumurilor în localitățile Coșernița, raionul Florești, Cenac, raionul Cimișlia, Milești Mici, Tăpala, Zâmbreni, Rusești Noi, Cigirleni, Puhoi, raionul Eloveni, Baccelia și Tocuz, raionul Căușeni. La etapa implementării proiectului, Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate pe măsura prezentării documentelor confirmative. Urmare celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, stimate domnule ministru. Iarăși, Guvernul, fie chiar și în demisie, este obligat să-și onoreze angajamentele față de autoritățile publice locale care au suferit în urma calamităților naturale, în special ploilor torențiale din anul trecut. Și aici aș vrea să fac o remarcă în mod special. Solicitările primite de către Guvernul, Comisia Situației Excepționale, Guvernul Republicii Moldova din partea autorităților publice locale afectate de calamități au fost controlate cu rigurozitate atât de către colegii noștri de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, cât și de colegii de la Ministerul Finanțelor și Cancelarea de Stat. Prin urmare, în urma verificărilor, în foarte multe cazuri s-a constatat solicitarea excesivă a resurselor financiare din partea Fondului de Intervenție a Guvernului pentru achitarea pierderilor în urma calamităților naturale și la calculul sumelor care urmează a fi transferate autorităților publice locale care au suferit în urma acestor calamități, s-a luat în calcul inclusiv mijloacele financiare transferate acestor unități teritoriale administrative din fondul rutier al Republicii Moldova, precum și soldurile financiare aflate la dispoziția acestor primării la începutul anului curent. Respectiv, s-a mers pe o economie maximă, dar totodată să li se transfere sumele necesare pentru ca suma cumulativă, atât din partea Fondului de Intervenție a Guvernului, cât și din Fondul Rutier a Republicii Moldova, inclusiv o parte din soldurile aflate la dispoziția primăriilor din localitățile respective, să fie suficient pentru a repara prejudiciul făcut de ploi cu grindină, vânturi puternice care au avut loc anul trecut. Stimați colegi, rog respectuos acceptul dumneavoastră pentru alocarea sumei de 5.871.835 lei pentru toate localitățile enumerate în prezenta hotărâre. Cine este pentru? Mă rog, votul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Stimată doamnă secretar de stat Tatiana Zatic, iarăși vă rog să veniți cu prezentarea următorului punct din agenda. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 1167 din 2008 pentru aprobarea
regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată ajutorului social. Proiectul a fost elaborat ca urmare a modificărilor operate la data de 18 martie curent prin legea numărul 34 pentru modificarea articolului 7 alineatul 3 a legii numărul 133 din 2008 cu privire la ajutorul social în contextul stabilirii unei noi modalități de indexare a venitului lunar minim garantat începând cu 1 aprilie 2021. Astfel, se propune că venitul lunar minim garantat să se indexeze în fiecare an la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie, rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. În acest context, la 1 aprilie 2021, venitul lunar minim garantat se indexează cu 3,89%, reieșind din media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, și după indexare va constitui 1.151 lei. Cheltuielile necesare pentru implementarea modificărilor legate de indexarea la 1 aprilie curent a venitului lunar minim garantat se estimează la circa 24,2 milioane lei. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă Zatic. Stimați colegi, este vorba despre punerea în aplicare a legii adoptată recent de către Parlamentul Republicii Moldova și publicată în monitorul oficial la 26 martie curent. Cine este pentru aprobarea prezentei hotărâri de guvern, rog respectuos acceptul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Următorul punct din agenda, stimate domnule ministru Nagachevski, rog respectuos intervenția dumneavoastră. Da. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă propun spre examinare proiectul hotărârii de guvern privind adresarea către Parlamentul Republicii Moldova cu propunere de instituire a stării de urgență. Proiectul a fost elaborat pe baza raportului Comisiei Situații Excepționale, recomandărilor Consiliului Suprem de Securitate, dar și discuțiilor din societate. Nu este un secret că Republica Moldova este afectată de criza pandemică care afectează toate domeniile vieții cetățenilor, inclusiv economia țării. Criza pandemică este amplificată de criza politică datorită conflictelor instituționale care au lipsit țara de un guvern plenipotențial timp de 3 luni deja. Am așteptat ca instituțiile cu mandat de plin să acționeze mai incisiv pentru gestionarea crizei pandemice. Dar avem situația care o avem. Înțeleg, nu este o decizie ușoară ca un guvern fără susținerea unei majorități parlamentare cu competențe limitate să-i fie pus în sarcină gestionarea unei situații excepționale, care impune adoptarea de decizii nepopulare, uneori radicale. Dar nu avem de ales. În joc este sănătatea populației, în joc este viitorul Republicii Moldova. Dacă Parlamentul ne va accepta demersul și va institui starea de urgență, sper să acționeze consolidat și să nu ne obstrucționeze activitatea. Ori de capacitatea noastră de a acționa consolidat depinde succesul unui depășit cât mai rapid pandemia în a reveni la normalitate. Pentru a evita speculațiile, starea de urgență nu presupune închiderea economiei și a țării, ci reprezintă un instrument care lărgește marja de acțiune a statului. Acțiunile care vor fi întreprinse sunt dependente de comportamentul cetățenilor Republicii Moldova. Notez, în condițiile în care suntem cu un mandat limitar, nu indicăm termenul pentru care să fie declarată starea de urgență, în speranța că Parlamentul va indica termenul adecvat nu din preferințe politice, dar din necesitățile temporale rezonabile pentru gestionarea crizei. Totodată, comunic că măsurile aplicabile pe durata stării de urgență sper să fie identificate de asemenea, prin consens politic larg. La subiect avem un set de recomandări deja de pe platforma Consiliului Suprem de Securitate și a Președinției, Parlamentul Republicii Moldova, dar și a sistemului medical. Care va fi marja de acțiune a Comisiei Situații Excepționale, va decide anume Parlamentul Republicii Moldova. Și în final, țin să menționez, starea de urgență, aparent, este conformă cu agenda politică a tuturor actorilor care și-au declarat drept prioritate lupta cu pandemia. Mâine, sau când va fi ședința Parlamentului, vedem
o să fie un test pentru sinceritatea dumnealor în ceea ce privește dorința de a lupta cu pandemia în Republica Moldova. Și sper că o să ne spună mulțumesc pentru faptul că noi, un guvern în demisie, ne asumăm o responsabilitate atât de complicată în situația de astăzi în care se află Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate domnule ministru! În repetate rânduri am făcut apel către Parlament și către Președinția Republicii Moldova, apeluri publice prin care am chemat să fie convocată o ședință specială a Parlamentului în care de comun acord să discutăm situația precară pandemică în Republica Moldova, lucru care au rămas să fie apeluri în van, dar astăzi, în urma ședinței Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova, raportul prezentat de către colegii de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost unul elocvent care nu mai lasă loc de interpretări, ori inclusiv recomandările Organizației Mondiale a Sănătății spun foarte clar că este cazul să venim cu acțiuni restrictive mai dure. Ori Comisia Națională Extraordinară Sănătate Publică, în condițiile în care guvernul acesta interimar, guvernul în demisie, nu are pârghii de a întreprinde acțiuni specifice sau acțiuni care se cer în sensul restricționării contactelor în rândul populației, consider că este absolut necesar ca acest subiect să fie examinat la modul serios de către Parlamentul Republicii Moldova și politicienii să își asume o parte din responsabilitatea în gestionarea crizei pandemice din Republica Moldova, oferind guvernului în demisie pârghii suplimentare pentru gestionarea pandemiei. Cel puțin pentru o perioadă scurtă sau mai lungă, rămâne la altitudinea sau la latitudinea parlamentarilor să decidă cât, pe cât timp va fi instituită starea de urgență în Republica Moldova. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea prezentei hotărâri de guvern, care presupune transmiterea raportului Comisiei Situații Excepționale spre examinare Parlamentului, fiind recomandată, iarăși, examinarea posibilității instituirii stării de urgență în Republica Moldova, rog respectuos să supunem votului. Vă mulțumesc. Decizia adoptată. Sper că raportul care va fi transmis Parlamentului împreună cu atenție recomandarea Guvernului de a examina și de a pune în discuție oportunitatea instituirii stării de urgență va impune asumarea unor responsabilități, inclusiv de către factorul politic din țara noastră. Stimați colegi, vin cu un punct suplimentar la agenda noastră de astăzi, subiect care a intervenit în urma ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate, unde unul din subiecte a fost asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova și în special în ceea ce ține de Agenția Rezervei Materiale a Republicii Moldova, dar și exporturile de grâu din Republica Moldova, au fost discuții aprinse, au fost discuții grele la acest subiect, dar luând în considerație recomandarea Consiliului Suprem de Securitate și indicația doamnei președinte a Republicii Moldova, rog respectuos, supun respectuos atenției dumneavoastră proiect de hotărâre a Guvernului Republicii Moldova, prin care se interzice până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv exportul din Republica Moldova a grâului. Este o decizie asumată în mod colectiv la nivelul Consiliului Suprem de Securitate. Este o decizie care presupun că este așteptat și de către societate. Și prin urmare, stimați colegi, luând în considerație că este o perioadă limitată a interdicției la export de doar 2 săptămâni, până pe 15 aprilie,
aș fi recunoscător dacă am dat curs prin votul pro a acestui proiect de hotărâre a Guvernului. Dacă sunt comentarii, obiecții, rog respectuos acum să vă expuneți. Domnul ministru Perjo. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi. Anul 2020, într-adevăr, a fost un an destul de dificil pentru sectorul agroalimentar al țării. Și în contextul pandemiei și în contextul, și mai mult, de fapt, în contextul seciei, care a afectat atât prima grupă cât și a doua grupă de produse agricole. Dar acele întreprinderi care au fost, acele măsuri care au fost întreprinse de către guvern în anul 2020, ca pregătire pentru anul agricol 2021, ne dă speranța că anul 2021, agricol, anul curent, va fi un an mult mai bun. Au fost acordate pentru diminuarea pierderilor, spunem așa, pentru producătorii agricoli, cei care au suferit de seci anul 2020, peste 380 de milioane de lei. Astăzi avem o suprafață de peste 318.000 de hectare de grâu semănate, care sunt într-o stare foarte bună. Peste 45.000 de hectare de orz. Mă refer la cele produse agricole care stau la baza asigurării securității alimentare țării. Iar anul se arată a fi de unul foarte bun. După datele pe care le avem la moment, conform datelor statistice, anul trecut au fost produse în jur de 600.000 de tone de grâu. Desigur că este practic mult mai mult decât jumătate din ceea ce am avut, cer scuze, mult mai puțin de jumătate din ceea ce am avut noi anul 2019, dar care satisface pe deplin asigurarea securității alimentare a țării. Din totalul de 600.000 de tone care s-a produs anul trecut, începând de la 1 iulie până în prezent, până la 30 martie, au fost exportate în jur de 107.000 tone. Iar țara are nevoie pentru asigurarea securității alimentare a țării în jur de 300-350.000 de tone, ceea ce ne satisface pe deplin. Tot aici, dacă mai scădem și ceea ce se utilizează pentru semințe, vreo 50-60.000 de tone, ceva se duce la furaje, nu este riscul de lipsă de grâu alimentar în țară. Probabil că Serviciul Suprem de Securitate operează cu alte date. Eu nu am fost astăzi la această ședință, cu toate că este subiectul care vizează instituția noastră în primul rând. Dar dacă este indicația președintelui Republicii Moldova și recomandările Serviciului Consiliului Suprem de Securitate, trebuie să procedem la vot. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, stimate domnule ministru. Este adevărat, e un subiect extrem de sensibil. Tocmai din aceste considerente am și convenit să introducem această interdicție pentru o perioadă foarte scurtă, timp în care să reușim să examinăm minuțios capacitatea de reacție în caz de necesitate pentru asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova. Stimate domnule ministru Perjo, am toată încrederea în informația care ați prezentat-o dumneavoastră. Din ceea ce spuneți, reiese că într-adevăr nu există pericol real la adresa securității alimentare. Însă, totodată, trebuie vedem că există un fenomen ciudat pe piața internă din Republica Moldova care duce la majorarea continuă a prețului la kilogramul de grâu sau la kilogramul de făină. Prin urmare, consider că, cu bunăvoința domnilor voastre, stimați membri ai Guvernului, dacă aprobăm acest proiect de hotărâre a Guvernului, cred că până pe 15 aprilie vom avea o claritate absolută unde suntem, care sunt riscurile reale și în funcție de analiza respectivă sper foarte mult că nu vom mai fi nevoiți să intervenim cu noi restricții după data de 15 aprilie. Stimați colegi, rog respectuos acceptul dumneavoastră în cazul în care nu aveți careva obiecții deschise în raport cu această propunere. Cine este pentru, rog respectuos votul dumneavoastră. Din câte văd, doar prim-ministru votează pentru această propunere. Stimate domnule prim-ministru. Vă rog.
Dacă este posibil, eu, ținând cont de situația care se creează, să anunțăm o pauză de o jumătate, o de oră, de oră, ca noi să ne întrunim și să discutăm, fiindcă înțeleg că a intervenit exprompt și se pare că colegii au nevoie de anumite detalii, probabil, suplimentare, ca noi să analizăm mai eficient această propunere a dumneavoastră și să revenim peste o oră să continuăm ședința de guvern. Domnul prim-ministru, domnule Magacevski, stimați colegi, eu am solicitat încă o dată de urgență ca să obținem din teritoriu încă o dată, de la agenții economici, de la cei care dețin elevatoare și depozite, încă o dată rezervele de cereale, în special rezervele de grâu care le dețin la moment. Pentru a veni încă o dată cu date suplimentare, atât pentru Consiliul Suprem de Securitate, dar și pentru întreg publicul, pentru a nu duce lumea în eroare. La acest subiect. Domnul ministru, atunci când primele persoane în țară fac astfel de declarații, eu mă refer la ce s-a declarat și ieri și la altăieri, bazându-se pe niște diletanți care îmblă prin teritoriu, mă scuzați, dar sunt diletanți. Iar noi stimate domnule ministru Pierjou, haideți, dacă se consideră absolut necesar să luăm o pauză a ședinței Guvernului pentru a examina această propunere. Acum avem ora 7, 19, 23, 25 aproape. Cât timp avem nevoie ca să ne convocăm și să discutăm subiectul ăsta înainte de a reveni din nou în ședința de guvern? 30 de minute sau o oră? Eu consider că trebuie să o lăsăm pe următoarea ședință de guvern. Următoarea ședință de guvern s-ar putea să fie săptămâna viitoare. Subiectul ăsta este unul arzător, subiectul ăsta este unul care este așteptat și de societate. E un element... Domnule prim-ministru, eu am discutat astăzi cu directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, domnul Cotici, și la moment nu sunt careva cereri pentru certificare la export, ceea ce înseamnă că nu va exporta nimeni nici un kilogram de grâu. De aceea noi avem timp ca să examinăm subiectul dat încă o dată. Atât timp cât nu se exportă grâul din țară. Ulterior putem veni cu această interdicție, dar să venim cu date reale. Domnul ministru Pierjou, când a fost ultima dată eliberat un certificat de export pentru grâu? Ultima dată nu pot să vă spun, dar știu că pe parcursul de la 1 iulie până la 30 martie au fost exportate în jur de 107.000 tone de grâu în total. Pot să vin cu date suplimentare și putem solicita informația respectiv și de la șeful VAMI și de la directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară. Noi trebuie să luăm decizia astă seară. Sau aprobăm hotărârea de guvern sau nu aprobăm. Domn prim-ministru, dezbaterile care le au loc acum, polemicile doar demonstrează că noi avem nevoie de o întrunire urgentă în cabinet la domnul prim-ministru. Fizic sau online? Deja discreția dumneavoastră. Dar mi se pare că ar fi ok să ne întrunim într-o sală mai mare, probabil chiar și fizic, că nu suntem atât de mulți. Eu vă aștept în casa guvernului la 20:30. Fizic la etajul 6. Vă mulțumesc. Da, de clar.